Astăzi vreau să vă arăt o cameră super accesibilă de la Vistarcam, pe Wi-Fi, cu panou solar, ce o găsiți acum în descriere la reducere de 24%. Ea are un senzor de 3 megapixeli, comunicare bidirecțională, Wi-Fi bineînțeles, se poate urmări și din aplicație și are și LED-uri cu infraroșii pentru vedere pe timp de noapte. Hai să vedem ce găsim în cutie. Cum deschidem, avem manualul și o ilustrație cu toate componentele camerei, iar apoi direct panou solar cu un cablu destul de lung ca să putem să îl montăm la o distanță mai mare de cameră în caz că în acea poziție avem umbră. Accesoriile pentru piciorul camerei, niște dibluri și holsuri de montaj, un cablu micro USB, un picior de la panou, camera și o șurubelniță. Punem restul deoparte. Desfacem și camera. Ea este chiar micuță, compactă. Are și un senzor PIR. Camera chiar arată foarte bine, foarte compactă, ținând cont că are și o baterie internă. Altfel nu puteam să folosim panoul solar pentru că vă dați seama că rămânea fără curent atunci când era înorat sau pe timp de noapte. În partea de jos avem difuzorul, microfonul este undeva aici, avem o gaură pentru el în partea din față, avem aici portul micro USB, iar dacă înlăturăm tot acest cauciuc, avem și portul de card micro SD. Ce vedeți în stânga și în dreapta, avem un buton de pornire și un buton de reset. Iar acum, ca să adăugăm camera pe telefon, avem nevoie de aplicația Ocam pe care o vedeți aici, o descărcăm și o instalăm. După ce acordăm toate permisiunile necesare, ne creăm un cont nou sau ne logăm, dacă avem deja unul. Iar acum putem să mergem pe butonul de Add de pe mijloc sau din colț dreapta sus pentru a adăuga camera. Îi scanăm codul QR, ce-l avem aici pe lateral, lateralul camerei. Ok. Și pornim și camera. Ținem apăsat. De pe butonul care vi l-am arătat mai devreme. Am auzit promptul, putem să mergem pe Next. Se aprinde și LED-ul de sus. Ne și spune ce să facem. Acum aici în aplicație ne selectăm rețeaua noastră de Wi-Fi și introducem parola. Iar apoi mergem pe Next și Confirm. Ce trebuie să facem acum e să arătăm codul QR camerei. L-a citit, iar acum o să se conecteze la rețeaua noastră de... Și deja s-a conectat cu succes. Chiar merge foarte rapid. Așteptăm câteva secunde să se actualizeze și aici. Putem să schimbăm numele camerei dacă dorim. O să las așa. Dăm Bind Now. Ok. Dăm Skip. Iar acum avem camera adăugată. O avem aici. Culorile chiar se văd foarte bine. Aici în aplicație avem mai multe opțiuni. După cum le vedeți, Night Vision-ul, Remote Shutdown, comunicarea bidirecțională, sirena, lumina albă, screenshot record, motion detection, activity zone și human frame. Motion detection-ul vedeți că este activat deja, o să ne dea notificare la detecția mișcării, după cum ați văzut și mai devreme. Aici în stânga avem mai multe opțiuni, HD, SD și Super HD. Super HD o să fie 3 megapixel, HD bănuiesc că o să fie doar 2. Acum dacă mergem în colț dreapta sus pe rotiță, device health, unde ne apare procentajul bateriei, semnalul de către rețeaua noastră de Wi-Fi, firmware-ul, căreia putem să-i facem un update. Iar acum o să mă duc și afară să montez ca să vă faceți o idee cum arată și imaginile de la această cameră. Am ajuns să aud și microfonul, iar acum un card, pe partea de pe panou, totul merge. Așa se prezintă CB54 de la Vistarcam. Dacă mai aveți alte întrebări, vă stau la dispoziție mai jos în comentarii. Iar până data viitoare vă las aici cu o recomandare de la YouTube.